Alfred Simonis, viitorul președinte al Consiliului Județean Timiș, are planuri mari pentru dezvoltarea județului. Înainte de preluarea funcției, a avut mai multe întâlniri de lucru în care au fost analizate proiectele demarate sau în curs de implementare. Am făcut o analiză care nu e finalizată cu privire la proiectele în derulare. Pot spune, fără să fie finalizată această analiză, că există câteva proiecte care trebuie continuate, dar și impulsionate. Dacă vorbim de Castelul Huniade, un obiectiv extrem de important pentru județul Timiș, care are parțial finanțare asigurată. Am stat atât în Consiliul Județean, cât și cu proiectanții ore întregi la discuții pentru a identifica cele mai bune soluții pentru a găsi surse de finanțare, dar și a impulsiona procedurile pentru a ne apuca propriu-zis de lucrări acolo și de a finaliza într-un timp, termen cât mai scurt, acel edificiu. Și dacă e să citezi consultanții, fără grad de comparație în estul Europei. Alfred Simonis a discutat și despre proiectele din Timișoara. Am discutat despre parcarea din spatele magazinului Materna. Nu-mi doresc o colaborare pentru un parteneriat public-privat pentru acea parcare. Mi-aș dori ca acel edificiu să fie construit ori pe banii Consiliului Județean, ori pe bani guvernamentali, sau, dacă este posibil, în capul listei ar fi o finanțare europeană. Am discutat cu cei de la ADRV și ar exista posibilitatea să finanțăm un astfel de obiectiv cu condiția ca pe lângă parcare să poată fi construită undeva la etajele superioare și o sală de spectacol. Simonis anunță că pe 19 august va veni pe lume primul nou născut în maternitatea Bega, proiect început în anul 2016. Un proiect care arată că atunci când este colaborare între decidenții politici, indiferent de culoarea politică, iată, putem să ajungem să finalizăm astfel de obiective. Zona medicală rămâne prioritară. Astfel, managerii spitalelor din Timișoara colaborează cu Alfred Simonis pentru a identifica cele mai bune metode pentru a dezvolta eficient această infrastructură.